Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă prezint un instrument de elaborare hartă conceptuală. Este vorba de Kuga, un instrument extrem de atractiv, gratuit, pe care îl puteți accesa de pe google.it, unde cu un cont Google vă puteți deschide un cod gratuit de profesor. Iată, aveți trei câmpuri de creare, de identificare a unor hărți conceptuale deja realizate, respectiv alte hărți realizate de colegii noastre ce au fost șeruite. De la butonul Create Diagram puteți crea o hartă conceptuală nouă. După cum observați, în partea centrală a ecranului, puteți edita, introduce un text. Eu am să adaug educație economico-financiară, disciplina de clasa 8-a pe care o predau. Iar cu ajutorul butonului plus din colț, din marginea din dreapta, puteți adăuga conținuturi, respectiv teme fundamentale din programa analitică. Am adăugat consumatorul și respectiv producătorul. Iată, putem adăuga un alt conținut, relațiile cu banca ale consumatorilor de servicii financiare. După cum observați, puteți adăuga și un link lângă textul deja inserat, puteți adăuga o imagine și de asemenea din colțul din dreapta sus puteți share-ui acest material sau puteți descărca acest material pe desktop-ul sau pe device-ul propriu. Iată și imaginea sub care vom putea vizualiza acest material împreună cu elevii noștri. Puteți prezenta acest material de la butoanele din dreapta sus, puteți invita un coleg să colaboreze cu dumneavoastră sau puteți, așa cum spuneam, la final să descărcați sub diverse forme această hartă conceptuală. Puteți alege să fie o hartă conceptuală publică sau privată. Iată, avem deja salvat un prim material, o primă hartă conceptuală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult, mult succes. La revedere!